polițiștii din capitală l-au identificat în comuna Ilfoveană Vidra și condus la serviciul investigații speciale pe bărbatul care agresase două femei. Ieri, bărbatul a circulat prin centrul capitalei pe o trotinetă electrică și din mers a înțepat în piept două femei, o adolescentă de 17 ani și o tânără de 30 de ani. Cea din urmă a fost transportată de urgență la Spitalul Universitar pentru a primi îngrijiri medicale. Cele două femei au făcut reclamație la poliție. Primul atac a avut loc pe calea Victoriei, iar al doilea, după aproximativ 10 minute, pe bulevardul Liceu Brătianu. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reușit identificarea persoanei bănuite, iar în jurul prânzului, după ce au fost transmise semnalmentele persoanei în cauză către toți polițiștii din teren, precum și unităților de poliție aflate în jurul Bucureștiului, au reușit depistarea acestuia pe raza comunei Vidra din județul Ilfov.